Salutare tuturor și bine v-am găsit, dragilor, la un nou videoclip. Astăzi, 11 iunie, intenționez să opresc creșterea roșiilor, adică să fac cârnirea, pentru a favoriza coacerea lor. Mă interesează mai mult roșii coapte decât gogonele și, din acest motiv, fac această lucrare de cârnire. În grădină am cam 3-4 etaje, cam atât. Mai mult de 4 etaje nu las, pentru că energia plantei nu se poate canaliza către toate etajele. Dacă le-aș lăsa, știu eu, până la 5, 6, 7, ar fi prea mult și nu ar avea timp să se coacă. V-am mai spus și în videoclipurile trecute că pe mine mă interesează să obțin rezultate cât mai rapide, astfel încât să pot să fac bulionul, sucul de roșii și zarzavatul până în luna august, când roșiile se știe că sunt atacate de fel și fel de dăunători, precum ploșnița și omida. Apoi, după cum am spus, este mai important pentru mine să mă bucur mai din timp de roșii coapte. Așadar, haideți să vă explic așa în mare, cam care sunt soiurile și la ce etaje mă voi limita aici în zona aceasta. Am aici, spre exemplu, precos, care se spune că este un soi semi-determinat și că nu crește mai mult de 5 etaje și că nu e cazul să facem cârnirea la acest soi, dar eu am sesizat faptul că se duce mai sus de 5 etaje și atunci da, trebuie să fac întreruperea creșterii plantei, atât în seră cât și afară. Ca și etaje, avem aici primul etaj, al doilea, al treilea, aici, al patrulea și al cincilea. Și deja se duce spre al șaselea. Ei bine, eu mă opresc la 5 și rup vârful de creștere. Și la fel voi proceda cu toate. Spre exemplu, aici văd că am o plantă mai înaltă și o să număr imediat să văd câte etaje am. 1, 2, aici 2, 3, 4, 5 și merg spre al șaselea. Ei bine, al șaselea îl rup. Și mă interesează să las două frunze deasupra ultimului etaj. Una și asta, a doua. Astfel încât planta să poată să hrănească buchetul floral. Două frunze deasupra și una de dedesubt sunt suficiente pentru a hrăni buchetul floral. Și așa o să fac, dragilor, la toate. Deci maxim 5 etaje. Acum haideți să vedem ce se întâmplă la hibridul Rila. Am ajuns așa. Primul etaj, al doilea, al treilea, al patrulea și mă opresc la al patrulea. Al cincilea îl întrerup. Din cauza faptului că am sesizat că au început să avorteze la etajele inferioare, spre exemplu aici, ca să zic că până aici au legat bine, dar nu prea sunt eu mulțumită. Da, rămâne de văzut. Oricum, 4 etaje pentru Rila, eu zic că sunt suficiente afară și voi face acest lucru. Maxim 5, 4-5, așa voi merge, atât în seră cât și afară.
Aici am reiana. Să vedem care e situația și cu reiana. Primul etaj, al doilea etaj, aici, al treilea, al patrulea, aici și la patru mă opresc, îndepărtez al cincilea etaj, adică vârful. Las două frunze deasupra buchetului floral. Și haide să vă mai arăt și Beefmaster-ul pe care l-am aici în semi-umbră. Aici am vișinul și mare parte din zi face umbră, dar totuși s-a dezvoltat destul de bine și în semi-umbră. Bineînțeles, va trebui să mai fac lucrări de defoliere pentru că să-i mai impun. Eu am făcut lucrările de defoliere treptat, am îndepărtat câte două, maxim trei frunze, nu mai mult, astfel încât să fac cât mai puține răni la plantă, să nu sufere stresul. Dar dacă astăzi fac întreruperea creșterii, adică cârnirea plantelor, o să fac și lucrările de defoliere până la primul etaj unde a legat. Așadar, mai îndepărtez încă două frunze și mai las una deasupra, asta pentru că nu sunt toate bine crescute și mai au nevoie de frunze pentru hrănire. În cazul în care s-au dezvoltat toate, atunci toate frunzele sunt eliminate până la primul etaj. Asta în funcție, bineînțeles, de soi și nu toate plantele se dezvoltă la fel. Unele sunt mai lente, altele sunt mai rapide. Acum, Beefmaster-ul, vă spuneam că este în margine, în semi-umbră, mare parte din zi, este umbrit de vișin și totuși a legat frumos la primul etaj, a și avortat, pentru că se pare că Beefmaster-ul este un soi foarte sensibil la căldura excesivă, atât în seră cât și afară, dar am avut rezultate și anul trecut. N-au legat toate, dar eu sunt mulțumită pentru că sunt roșii mari și câteva roșii culeg de pe o plantă. La fel ca și în cazul celorlalte roșii, merg cu maxim, în cazul ăsta, maxim 3, eu zic că e suficient, ținând cont că e totuși în comparație cu celelalte, ăsta este un soi mai sensibil. Am un etaj, al doilea, care a cam început să avorteze din cauza probabil a căldurilor prea mari care au fost zilele astea și încă mai sunt 3, 4. Ok, merg cu al patrulea și pe al cincilea mă opresc, las două frunze deasupra buchetului floral și îndepărtez vârful ăsta de creștere. Și, bineînțeles, așa voi proceda la toate plantele. Două frunze deasupra, îndepărtez vârful de creștere. În acest fel, grăbesc coacerea naturală a roșiilor și recolta de asemenea pentru procesarea roșiilor. Bun, apoi, bineînțeles, după ce fac toate lucrările de defoliere, cârnire și copilire, unde mai este cazul, pentru că dacă mă uit cu atenție, cu siguranță o să mai găsesc grăstari crescuți între timp, urmează să stropesc pentru că o să fac lucrări mai multe, așadar va trebui să stropesc, ori să dezinfectez mâinile de fiecare dată cu apă oxigenată, dar
mă ține din loc, adică mi-a din timp și mă cam grăbesc totuși, așa că o să fac lucrările, apoi o să stropesc cu un fungicid pentru a împiedica dezvoltarea bolilor, pentru că prin fiecare lucrare pe care o facem, evident, deschidem o rană care favorizează apariția bolilor fungice. Așadar, se impune o stropire cu un fungicid. Cam atât pentru astăzi, dragilor. Aceleași lucruri o să le fac și în seară. Mulțumesc pentru atenție, multă sănătate. Vă doresc spor la treabă, să aveți la revedere!